De astăzi, o mare parte din elevii mehedințeni s-au întors în bănci odată cu începerea celui de-al doilea semestru. După o pauză de luni de zile, clasele și holurile unităților de învățământ s-au animat. Redeschiderea școlilor a fost un moment mult așteptat de către elevi, profesori, dar și părinți. Copiii s-au întors în clasele de curs după ce primul semestru al anului școlar 2020-2021 s-a desfășurat în mediul online. Mi-aș fi dorit să fi început cu toții fizic toate clasele. Din păcate nu avem decât clasa a 12-a și clasa 11-a profesională. Așadar, elevii au revenit, s-au bucurat și pentru că s-au reîntâlnit și pentru că s-au întâlnit cu noi profesorii și este clar că își doresc să lucreze pentru că s-a văzut în online, a fost mult mai dificil să se pregătească și pentru examen. Am făcut și ore online cu celelalte clase, am intrat și la clasele de a 12-a fizic, este puțin mai complicat din acest punct de vedere, dar sperăm noi să ajungem la o situație de normalitate în următoarele săptămâni și toți elevii să vină la școală. Municipiul Drobeta Turnu Severin se află în scenariul galben, ceea ce înseamnă că doar preșcolarii, elevii din clasele 0-4, dar și cei din anii terminali vor merge la școală. De astăzi, din 8 februarie, au început cursurile în direct, în școli. Este vorba în special de învățământul preșcolar la grădinițe, învățământul primar, învățământul gimnazial doar clasa 8-a și a 12-a, acolo unde rata incidenței de infectare este peste 1 la 1000. Cum Drobeta Turnu Severin avem această situație, în Drobeta Turnu Severin înseamnă că avem doar la clasele 8-a și a 12-a, clasele am terminat și profesional clasa 11-a, care au venit fizic la școală. Din punctul nostru de vedere, cred că probabil ar fi bine să vină toți la școală, toți copiii, pentru ei este un mare avantaj. Constatăm asta din interacțiunea cu ei, că se bucură să vină la școală. Școala online este o școală mult mai greoaie, adică nu interacționează și dacă își păstrează normele de igienă corespunzătoare, eu zic că nu cădem în capcana infectării cu virusul gripal. Entuziasmul elevilor din această dimineață a fost fascinant. Aceștia își doreau să revină în bănci, mai ales cei din anii terminali, care aveau nevoie de profesori. Școala online a avut o serie întreagă de dezavantaje, însă nu a existat o altă soluție. Tu în ce clasă ești? A 12-a ce? Și cât de necesar era să reînceapă? Este foarte necesar, deoarece dăm bacul și online nu avem cum să învățăm. Să putem să luăm măcar 5-ul la bac. Cum a fost pentru tine prima zi de școală? Frumoasă și mi se pare o necesitate că am început fizic la școală, deoarece în mediul online ba se întrerupea semnalul, ba nu se înțelegeau atât de bine orele făcute față de orele făcute la școală. O zi bună, ne bucurăm foarte mult pentru că am început al doilea semestru din ultimul an de școală. Cred că o să fie un an bun, adică sfârșitul de an. E ultimul an petrecut aici și ne bucurăm din tot sufletul că îl putem petrece fizic și nu online. Reînceperea cursurilor marchează un moment important, iar elevii au fost emoționați ca în prima zi de școală.